Ați arătat ca un brad de Crăciun. Dacă Fuego, de exemplu, ar fi fost aici, știți ce ar fi zis? Ce-aș fi zis, mă? Ce-aș fi zis? Hai, zi ceva! Chestia asta cu luminițele a fost chiar foarte frumoasă. Am urmărit-o din, de la, cum se zice la noi, de la Arlechin. Paul, te așteptam. Orea! Eu și publicul meu. Bună seara! Mi-a fost o surpriză pentru Horea că eu am fost prezent în finalul spectacolului lui. În toate spectacolele mele îl pomenesc pe Fuego și el știe lucrul ăsta. Și eu cred că de data asta a vrut să fie martor. Cred că Horea este un astfel de artist care cântă pentru oameni, știe să facă show, contează foarte mult cum te prezinți în fața publicului și cred că este, el este unicul în chestia asta. Știe să dea poanta la scenă, știe să facă în așa fel încât sala să tresară. Hai cânta! În seara aceasta, logic, am avut emoții. Nu e prima oară când cânt cu Horia, dar a fost bucuria să-l revăd în sala de spectacol și neoriunde, la sala Palatului. Astă seară, eu îi le cânt pe toate. Păi am peste 600 de cântece, le știi pe toate. 500, tot știu. Bravo. Hai, spune o piesă, cânt o piesă. Uite, astăzi cântăm Casa Părintească? Casa Părintească nu se vinde. Nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri, dragi sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Vom pleca și noi cândva din viață și părinții sus ne-or întreba ce mai face casa lor cea dragă, cine are grijă a seia. Când așa, împodobește mama bradul, Horia? Împodobește bradul, mamă, și nu te întrista. Astăzi e seara de Crăciun, este seara ta. Împodobește, Horea, bradul, că ne așteaptă în prag. Adam! Colindători la București, hai să-i primim cu drag! Auzi, Horea, vreau să spun un lucru. Ai cântat foarte frumos. Mă bucur pentru asta și vreau să-ți fac un cadou în seara aceasta. Un brad neîmpodobit pe care ți-l dăruiesc să-l împodobești cu familia ta de Crăciun. M-am simțit foarte bine și sunt convins că va rămâne o amintire pentru toată viața. Și la noi? Îți place cum te aplaudă? Ia uzi. Ideea când, ce cânt, dar el ce cântă în seara asta? Are și el o surpriză pentru voi. Doamnelor și domnilor, Paul Surugiu cântă
și răcite. Lucruri simple. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același șer senin. Inima să-mi fie așa ca un fung de palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici multe am repetat de două ori, o dată la sala lui de repetiție și o dată la sala palatului. El este Paul Surugiu! Aplauze pentru Fuego!